Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a fost învinuit definitiv pe 3 cauze penale: abuz de serviciu, fals în acte publice și amestecul în înfăptuirea urmăririi penale. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de către Procuratura Generală printr-un comunicat de presă. În concret, el este învinuit că ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere pe care ar fi înregistrat-o contrar prevederilor legale, în baza căreia a pornit o cauză penală și a falsificat o serie de acte procesuale. Respectivele acțiuni au fost comise atât în interes personal, cât și în interesul petentului, dar și altor persoane din anturajul acestuia, cu scopul de a-i proteja de implicarea în calitate de bănuiți în cauza penală privind frauda bancară și a obstrucționa cercetarea rapidă, completă și obiectivă a dosarului, se mai spune în comunicatul PG. Menționăm că dosarul lui Viorel Morare urmează în curând a fi finalizat și deferit justiției. În aceste condiții, procurorii au depus demers de prelungire cu încă 30 de zile a mandatului de arestare a fostului procuror șef al PA, urmând ca instanța de judecată să fixeze data și ora examinării acestuia. Viorel Morare a fost reținut pe 10 ianuarie curent, iar la demersul procurorului general, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat suspendarea provizorie din funcție până la adoptarea definitivă a hotărârii pe dosarul în care acesta este vizat.